Pace vouă, dragii mei! Astăzi suntem împreună cu Vlad Breană în comuna Ulma, Nisipitu, unde se agață harta în cui. Nu știu dacă ați auzit de ea, dar dacă veți căuta pe internet, cu siguranță veți vedea. Este un loc unde se agață harta chiar în cui. Și suntem împreună să aducem un gând pentru sufletele noastre. Vlad este un bun prieten al meu, am slujit mulți ani împreună și slujim în continuare. Am văzut puterea lui Dumnezeu, am văzut îndurarea lui Dumnezeu, am văzut dragostea lui Dumnezeu și vrem astăzi să aducem un gând pentru sufletele noastre. Vlad a părăsit Bucureștiul cu mai bine de 6 ani în urmă pentru a sluji în această zonă. Și am venit aici să-l aduc înapoi acasă. Vlad, nu-ți pare rău totuși că ai renunțat la jobul care l-aveai acolo? Nu-ți pare rău că ai renunțat la familia de acolo? Nu-ți pare rău că ai renunțat la biserică? Nu-ți pare rău că ai renunțat la grup? Totuși, noi ne-am despărțit foarte greu de tine în perioada aceea. Ai fost liderul nostru, ne-ai ajutat foarte mult în slujire și ai fost ca un mentor pentru noi, ca un tată spiritual. Nu-ți pare rău pentru toate lucrurile astea? Crezi că s-a meritat tot efortul ăsta? Dumnezeu să te binecuvinteze, Daniel, pe tine și pe cei care te urmăresc. 6 ani de zile. Cu repede, foarte repede, timpul trece foarte repede, parcă mai eram venit în zona aceasta. Stau să mă gândesc, nici nu știu când au trecut acești 6 ani. Atât de repede trece timpul când te gândești în urmă la el și parcă atât de trece timpul când te gândești înainte la el. 6 ani au trecut repede, dar următorii 6 ani parcă sunt departe de acum. Dacă îmi pare rău, nu îmi pare rău pentru că timpul trece repede și îmi dau seama că în acest timp noi strângem ceva. Și întrebarea pe care vreau să o pun astăzi și gândul pe care vreau să-l transmit astăzi celor care se uită la gândul acesta pe care tu îl transmiți pe internet este: ce ai strâns și pentru cine ai strâns? Apropo, dragii mei, ce ați strâns și pentru cine ați strâns? Pentru că cu toții strângem ceva. Și dacă mă gândesc în perioada aceasta care a trecut și dacă ne gândim fiecare în viața noastră, cu toții muncim pentru lucrurile acestea care pierd odată cu întrebuințarea și avem nevoie de ele. Pentru mâncare, pentru băutură, pentru haine, pentru lucrurile acestea care chiar pierd odată cu întrebuințarea. Avem nevoie de lucrurile astea pentru că nu putem fără ele. După aceea muncim cu toții pentru lucrurile care pierd odată cu întrebuințarea, dar sunt de mai lungă durată. O mașină, o casă, poate toată viața te folosești de aceste lucruri și iarăși spun, avem nevoie de lucrurile acestea. Dar dacă suntem sinceri și ne gândim la viitor și la veșnicie, putem să recunoaștem cu toții că aceste lucruri vor rămâne și pe pământ și nu luăm nimic cu ele. Mi-aduc aminte de Luca, capitolul 12, unde cuvântul Dumnezeu vorbește despre un bogat care i-a rodit țarina. El a muncit, nu a furat, a învățat să se scoale dimineață, a învățat să muncească toată ziua, s-a culcat târziu, a fost un om gospodar, un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și a rodit țarina. Din punct de vedere pământește, a avut tot ce și-a dorit. Binecuvântat. A fost binecuvântat de Domnul. Nu el a făcut să rodească țarina, Dumnezeu a făcut să rodească țarina. Și la un moment dat, Dumnezeu vine și adresează câteva cuvinte dureroase și spune în versetul 20 din Luca 12: nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot astfel se va face și cu cel ce adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și m-am gândit că în alergarea aceasta pe pământ noi strângem lucruri și pentru Dumnezeu. Lucruri care nu pierd urate cu întrebuințarea, lucruri pe care hoții nu le fură, nu le sapă, nu le mănâncă molia, nu ruginesc și lucrurile acestea sunt lucrurile care le trimitem înaintea noastră, ne vom întâlni cu ele în veșnicie. Și m-am gândit la lucrul acesta în timpul acesta care a trecut, cât am strâns, cât am alergat, cât am transpirat, cât am cheltuit, cât m-am îmbolnăvit pentru lucrurile care pierd odată cu întrebuințarea lor și cât am făcut lucrul acesta pentru lucrurile care nu pierd, pentru lucrurile care sunt veșnice, pentru lucrurile care mă voi întâlni odată cu Dumnezeu. Este nevoie de toate, este nevoie să alergăm pentru toate, dar dacă le-aș pune într-o balanță, de multe ori văd că balanța târnă în partea firească, în partea pământească și nu știu dacă este atât de bine. De aceea întrebarea mea peste pentru dragii noștri ascultători, pentru cei care te urmăresc, Daniel, și cei care ne urmăresc în ziua aceasta, este: ce ai strâns și pentru cine ai strâns în perioada aceasta de timp? Suntem deja în 2016, este martie, au trecut atât de repede, 2 luni și un pic, și mă gândesc oare ce a rămas în urmă, pentru că ceva tot rămâne în urmă. Rămân case, rămân mașini, rămân pantofi aruncați, rămân haine învechite, mâncate de moli, rămân tot felul de lucruri care
nu ne mai trebuie și avem nevoie să muncim din nou pentru altele ca să trăim pe acest pământ. Dar oare nu cumva accentul cade prea mult pentru lucrurile acestea pământești și prea puțin pentru lucrurile cerești? Dumnezeu să ne binecuvinteze în această zi și să ne ajute să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem ce strângem și pentru ce strângem. Și aș putea să fac, Daniel, așa un exercițiu simplu. Haideți să vedem în ziua aceasta în care suntem chiar astăzi sau zilele care urmează, cât ți-ai propus să strângi pentru Dumnezeu, cât ți-ai propus să strângi pentru lumea aceasta. La serviciu mergi, trebuie să mergi, alergi încolo și încoace, trebuie să faci lucrurile acestea, dar oare pentru Dumnezeu nu trebuie la fel să facem lucrurile acestea? Dumnezeu să ne ajute să cântărim bine lucrurile, să fim echilibrați, nici să nu muncim, nici să muncim prea mult, nici să nu strângem, nici să strângem prea mult, ci să ne ajute Dumnezeu ca să fie un echilibru și peste toate acestea să se facă voia lui Dumnezeu. Și să nu ne trezim cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu atunci când va veni El să ne ia. Deci spui că e bine să slujești și lui Dumnezeu, dar e bine să te îngrijești și de tine. Adică, absolut. Cu alte cuvinte, nu poți să slujești numai lui Dumnezeu și... Nu poți să slujești numai lui Dumnezeu și te aștepți să primești lucrurile muncite de alții fără ca tu să muncești. Dar eu cred că trebuie să fie un echilibru. M-a întrebat dacă nu-mi pare rău că am plecat din București. Îmi pare rău după anumite lucruri, îmi pare rău după biserică, îmi pare rău după grupul nostru, care am slujit și am alergat în multe locuri. Îmi pare rău după frați, după surori, îmi pare rău și după serviciul care l-am avut. Îmi pare rău după lucrurile acestea și fățanii să zic că nu-mi pare rău. Dar dacă mă uit ce am găsit, dacă mă uit la împlinirea și bucuria pe care o am aici în slujire, părerea aceasta de rău pălește, este prea mică. Dacă o punem în comparație cu bucuria lui Dumnezeu, cu prezența lui, cu dragostea lui, cu satisfacția și împlinirea pe care el mi-o dă în slujirea pe care o fac. Până la urmă nu căutăm toți fericirea, nu căutăm toți bucuria. Da. Și bucuria aceasta o ai dacă ai împlinire și satisfacție personală. Dacă te poți bucura de casa ta, chiar dacă este în vârful muntelui sau în centrul Bucureștiului, dacă te poți bucura de mâncarea pe care o ai, chiar dacă este o friptură bună sau o pâine uscată, dacă te poți bucura de prietenii pe care ai, chiar dacă este unul singur sau o mie de prieteni, este important să te poți bucura de ce ai, să ai împlinire și pace. Și asta este, cred că, era și o întrebare pe care aș vrea să o pun celor care ne privesc. Ai împlinire sufletească? Simți că trece timpul fără să te bucuri? Simți că trece timpul fără să ai împlinire? Simți că pur și simplu trece timpul și nu te bucuri? N-ai satisfacție, n-ai bucurie? La ce folos atunci? Mai bine să las toate și să-L apuc pe Dumnezeu să fiu fericit, decât să le am pe toate, să-L las pe Dumnezeu și să am o viață searbădă, fără sare, fără piper, fără bucurie, fără plânset, fără râs. Dumnezeu din ceruri are pentru fiecare din noi un loc anumit, o slujbă anumită, un timp anumit în care El vrea să ne binecuvinteze. Și haideți să fim sinceri, dacă nu sunt în locul în care vrea Dumnezeu să fiu și nu fac ceea ce vrea Dumnezeu să fac, nu am bucurie, mă păcălesc singur, cu tot felul de surogate ale acestui pământ. Ai renunțat la zona de ei să te întorci înapoi în București? Nu am renunțat la ideea aceasta neapărat. Am învățat că toate lucrurile sunt mâna lui Dumnezeu. Am învățat în alergarea mea cu Dumnezeu că de multe ori nu poți ști ce aduce ziua de mâine. Am învățat că la un moment dat Dumnezeu te poate trimite într-un loc sau un alt loc. Dumnezeu este Cel care dictează și spune ce și cum. Dar mi-este bine aici. Mă bucur și slujesc lui Dumnezeu. Vlad, dacă stau bine să mă gândesc, eu am trecut pe aici, am lăsat-o pe Magda să-și cumpere tot ce și-a dorit, și-a dorit multe lucruri. Magda a plecat la Dumnezeu și toate aceste lucruri au rămas. Ele au fost bune, ce spui tu, e adevărat, au fost bune, au fost de trebuință, dar n-a fost suficient. Pentru că ea și-a alergat pentru Dumnezeu și eu cred că acolo s-a întâlnit doar cu ce-a alergat pentru Dumnezeu. Pentru că am văzut verigheta ei și-a lăsat-o acasă, telefonul, cardul, banii, haine, totul și-a lăsat acasă. Deci, cu alte cuvinte, mă gândesc că o fi simțit că se întâlnește cu Dumnezeul ei și s-a întâlnit doar cu lucrurile care pur și simplu le-a strâns și le-a acumulat pentru Dumnezeu. Dragii mei, gândul pe care vreți să-l transmitem se concretizează printr-o întrebare care sună în felul următor. Ce ai strâns și pentru cine ai strâns și te bucuri de ce ai strâns? Dumnezeu să ne ajute să aveți o viață binecuvântată, plină de împliniri înaintea lui Dumnezeu. Vlad, mulțumim frumos pentru gândul, pentru suflet. Dumnezeu să te binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe noi toți. Prea iubiților, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți
un weekend binecuvântat, o săptămână binecuvântată și nu uitați că Domnul Dumnezeul nostru stă sus pe tron și face tot ce vrea. Și tot ce face El este desăvârșit. Amin. Amin.